Dacă vrei un telefon optim cu care să faci poze de calitate, să te uiți la filme și să aibă autonomie optimă, în 2021 nu mai trebuie să dai 1000 de euro sau mai mult. Ai la dispoziție o gamă largă de smartphone-uri din gamă medie, cu un raport preț-calitate foarte bun. Printre acestea se află și telefonul testat de noi, Realme 5G, un telefon abia lansat pe piața locală și care, din prisma raportului preț-calitate, poate fi considerat a fi un best buy. Realme 5G are un look modern accentuat de culoarea specială, un blu marin strălucitor cu marginile rotunjite și o grosime de numai 8,5 mm. Telefonul este excelent calibrat, adică stă foarte bine în mână, are o greutate optimă de numai 184 de grame și beneficiază de o carcasă din plastic care nu este așa de alunecoasă pe cât ai crede și care arată foarte bine. În partea de jos a carcasei ai sigla Realme, elegantă, cu litere argintii, iar sus e modulul de camere 3 la număr cu inteligență artificială, unul dintre principalele aturi ale acestui telefon. Pe marginea din stânga ai slotul de card dual SIM, cu două sloturi de SIM și un micro SD slot care suportă până la 1 tera, alături de butonul de volum, iar în dreapta este tasta de pornire cu senzor de aprindere incorporat. O idee bună, ne-a plăcut că în timp ce îl pornești se și deblochează, iar calitatea senzorului de amprentă este una foarte bună. N-a dat rateuri în perioada cât l-am testat. În plus, există și o mufă de căști clasică, un aspect care aduce un plus acestui telefon. Display-ul Realme 5G este un IPS generos de 6,55 cu rezoluție Full HD+, care se vede bine indiferent din ce unghi-l privești, chiar și pe timp de soare puternic. Este un ecran luminos cu 600 de niți, bine calibrat, care se descurcă optim indiferent dacă te uiți la filme sau încerci un joc, asta mai cu seamă că are o rată de refresh de 90 de Hz. Ecranul redă 16,7 milioane de culori, iar acest lucru se vede din modul optim în care este calibrat. Pe display, în partea de sus, în stânga, ai senzorul de selfie de 16 megapixel decupat în ecran și care este destul de discret. Există telefoane care au senzor de selfie și mai invaziv, cu bretoane pronunțate. Pentru un utilizator interesat de un telefon cu un preț decent și specificații din 2021, Realme 5G se prezintă ca fiind o soluție optimă. Pe ecranul luminos, care acoperă 90,5% din suprafața frontală, Androidul 11 se vede bine, iar interfața Realme UI 2.0 îți oferă acces simplu și rapid la cele mai utilizate funcții. E foarte simplu să folosești acest telefon din toate punctele de vedere. Vestea bună este că dacă nu-ți place vreo aplicație, o poți dezinstala foarte ușor și să rămâi doar cu aplicațiile pe care le folosești. Procesorul octa-core Dimensity 705G este tactat la 2,2 GHz și se descurcă optim, ajutat de cei 6 GB de RAM dual channel. Îl simți că trage optim atunci când, de exemplu, ai deschis mai multe aplicații, mai ales din zona jocurilor sau filmelor. Aplicațiile se deschid rapid, iar placa video Mali G57 se descurcă cu brio atunci când face tranzițiile și deschide noi aplicații. Mai e un lucru important, procesorul Dimensity 705G acceptă 5G Dual SIM Dual Standby, permițând astfel telefonului să accepte cartele SIM 5G online prin rețeaua 5G. Tehnologia avansată duală de accelerare a rețelei poate realiza suprapunerea rețelei Wi-Fi și 5G, astfel că nu vei avea niciodată probleme de semnal și vei putea să folosești două cartele 5G simultan. Realme 5G se descurcă optim fie că te joci ceva game-uri fără pretenții, fie că te uiți la filme sau pe clipuri video. Imaginile nu s-acadează și nu există întârzieri, iar culorile sunt redate corect. Contrastul este optim, culorile nu îți sar în ochi, iar luminositatea este peste medie. Și sunetul este ok, e un sunet clar cu un bas optim, absolut spectaculos pentru zona în care joacă acest telefon. Să nu uităm că ai la dispoziție și o mufă de căști de 3,5 mm, o chestie tot mai rară în lumea telefoanelor. În plus, poți să-i pui și căști pe Bluetooth. Pe asemenea, experiența multimedia este peste așteptări. Sincer, ne așteptam la un telefon ceva mai slab, însă Realme 5G joacă în cu totul alți registri.
Peste așteptări s-a dovedit a fi și suita foto principală a acestui telefon de 48 de megapixeli, compusă dintr-o cameră principală Ultra HD de 48 de mega, un obiectiv portret și un obiectiv macro. Camera se descurcă surprinzător de bine, reușind să scoată fotografii și clipuri video cu o calitate absolut ok, chiar și pe timp de luminozitate scăzute. Știam că Realme are camere bune, însă nu ne așteptam să vedem o asemenea performanță pe un telefon atât de ieftin. E un semn că au înțeles cât de importantă, chiar decisivă, este camera foto în video pentru un telefon din 2021. Poți înregistra video în Full HD la 30 de frame-uri pe secundă și să faci poze inclusiv în modul Pro, în care setezi manual funcțiile camerelor. Mai mult de atât, îți poți personaliza camera după cum îți dorești, cu shortcut-uri și diverse artificii care să-ți oferă o experiență cât mai optimă. Și camera de selfie este una foarte bună, cu un unghi larg de captare. Ne-a plăcut mai ales funcția de Nightscape, care reușește să scoată imagini absolut ok pe timp de noapte, mai ales că vine cu super macro și asistență de inteligență artificială. Ai la dispoziție un spațiu de stocare de 128 de giga, suficient pentru o sesiune maraton de filme și fotografii de vacanță. În plus, poți să-i pui un card SD de până la 1 tera. La prima vedere, n-am fi crezut că acest telefon are o baterie atât de mare de 5000 de mAh. Nu este deloc butucănos, iar faptul că producătorii au reușit să o reducă ca dimensiuni arată că au făcut multe eforturi cu acest telefon. În materie de autonomie, telefonul se laudă cu o performanță peste medie. Ține cam 2 zile fără probleme dacă îl folosești într-un mod decent. Oricum, chiar dacă îl folosești intens, te va duce peste o zi cu siguranță. În standby, telefonul ține până la 529 de ore, în apeluri are autonomie de 31 de ore, în video de 21 de ore, iar în muzică poți asculta până la 153 de ore. Ne-a plăcut și faptul că telefonul se încarcă rapid la 18W prin portul USB Type-C. Pe ansamblu, Realme 5G este un telefon optim, se descurcă bine în fotografie și video, vezi filmele cu sunet pe două difuzoare, bateria este una foarte mare, pare a fi un best buy. La capitolul minusuri sunt puține lucruri de spus. Da, ecranul nu este unul de flagship, telefonul este complet din plastic, nu se încarcă wireless și nu are alte artificii din zona premium. Are însă o baterie mare, un ecran luminos, NFC, un sunet bun și mai ales camere care fac poze foarte ok. În plus ai bineînțeles conectivitate Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 și să nu uităm ai încărcător de 18W. Și mai e un aspect cu adevărat important, telefonul este 5G, astfel că poți avea acces la cea mai bună viteză de transfer de peste 1 giga pe secundă, dacă ai un abonament compatibil. Dacă te interesează telefonul, poți cumpăra în perioada 18-20 mai la un preț promoțional de numai 879 de lei. Ulterior, telefonul va costa 1029,99 de lei în varianța de 4 GB și 64 de GB spațiu de stocare, ci de 1130 de lei pentru varianta pe care noi o considerăm cea mai optimă, de 6 GB de RAM și 128 de GB spațiu de stocare. În cutie vei găsi telefonul, încărcătorul de 18W, cablul USB Type-C, o folie de protecție, o cheiță pentru SIM și o carcasă de protecție din silicon.